Astăzi sunt student în anul 2 la Facultatea de Medicină, dar fac și foarte multe activități extracurriculare pe lângă, încerc să mă implic cât mai mult în afara facultății. Și trebuie să te pregătești, cel puțin eu m-am pregătit cu 2 ani înainte de admitere, zi de zi, ca să pot să intru. Condiția ca să poți să fii admis la facultate este să iei peste 50 de puncte, adică peste nota 5. Ficat anul 1, trebuie să dai iar admiterea. Cel mai bun cuvânt pe care îl pot folosi este că intrat la facultate pe mine m-a lovit. Deci nu mă așteptam. Este un program foarte diferit. Plus m-au lovit toate cărțile, toate cursurile, toate cerințele, toate deadline-urile și n-am știut exact unde să o apuc la început. Te înveți până la urmă. Nu pot să zic că prima zi la facultate, când am intrat în laboratorul de anatomie, nu mi-a picat fața și v-am zis că eu nu pot să fac așa ceva. Sunt multe povești cu studenți care au leșinat prima oară la anatomie sau au leșinat prima oară când au intrat într-o operație, dar la a treia încercare reușești. Ce au făcut ei în toți acești ani? Ce opțiuni am? Ce posibilități am? Problema a fost că posibilitățile erau nelimitate. Erau proiecte peste proiecte și coluri peste coluri și în primul an habar n-aveam ce-mi place, ce vreau să fac și am început să mă înscriu la toate. În momentul de față coordonez un proiect care se numește Breaking the Silence și aparține de SSMB.